Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Zoom Sport. Sunt Gianina Iacob. Ne mai despart doar două zile de startul campionatului mondial de handbal feminin, competiție transmisă în exclusivitate de Telecom Sport. Și pentru că dorim să onorăm cu față, să zicem așa, acest eveniment, am invitat-o astăzi în studioul Zoom Sport pe expertul nostru, Narcisa Lecușan. Bineînțeles! Bună ziua, bine v-am găsit! Narcisa, care ne va părăsi în ghilimele spre binele ei, pentru că va merge acolo ca supervisor în Germania. Narci, tu te vei ocupa, din câte știu, de grupa D, cea de la Leipzig. Leipzig, așa este. Voi fi prezentă, mâine voi zbura și mă voi întoarce în 18 decembrie. Bun, au trecut deja 2 ani, în 2015, dacă e să ne aducem aminte, când am câștigat atunci medalia de bronz, Thomas Rüde antrena pe vremea aceea naționala noastră. Iată că din nou avem un antrenor străin, de această dată Martin Ambros. E o echipă în schimbare, pentru că se urmărește mai mult să fim apți pentru Jocurile Olimpice care urmează, așa că din câte am văzut eu, lumea nu se concentrează foarte mult pe câștigarea unei medalii, ci mai mult pe construirea unei echipe pentru Jocurile Olimpice. Da, concentrarea eu cred că există și dorința de a câștiga o medalie în mintea fiecăruia care e acolo prezent, însă sigur, nu trebuie pus presiune pe această echipă. Așa este, e o echipă, să zic eu, în construcție a ceea ce înseamnă Jocurile Olimpice 2020, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să acorzi importanță fiecărui campionat mondial sau european până la Jocurile Olimpice. De fapt, ăsta e barometru și speranța care ți-o poți da vis-a-vis de calificările la Jocurile Olimpice. Bun, noi suntem într-o grupă cu Franța, Spania, Slovenia, Angola și Paraguay. Meciul nostru, primul meci, va fi cel cu Paraguay și va fi pe 2 decembrie. Deschiderea oficială va fi pe 1 decembrie aici, în exclusivitate la Telecom Sport. Noi vom fi pe fază și vom avea chiar o emisiune înainte de deschiderea oficială cu domnul Dedu și Cristina Vărzaru. Ne-am orientat bine. Foarte frumos, foarte frumos. De ce nu? Aveți nevoie de oameni care știu fenomenul și extraordinar că răspund cu da. De ce nu? Și eu mă bucur că sunt la fața locului, exact. Pentru că până la urmă dați meciul cu Leipzig, de la Leipzig, Camerun, Germania, și eu voi fi acolo și mă voi bucura de fiecare moment handbalistic pe care îl pot adulmeca la fața locului. Corect. Povestește-mi un pic de această grupă, Narciție, cum ți se pare? E o grupă din care putem ieși învingători în cât mai multe meciuri? Mi-aș dori, sigur. Din punctul meu de vedere e o grupă echilibrată. Sigur, nu ne raportăm la Paraguay. Am mai jucat și victoria a fost clar în favoarea noastră. Angola, așa cum știe toată lumea, e o echipă destul de robustă, foarte bine fizic, ne-a și bătut, dar asta nu înseamnă că noi în continuare vom fi bătuți de Angola. Sigur, aici e doar maestria antrenorului și a celor care sunt prezente acolo, mă refer aici la fete, pentru că o parte din ele au avut experiența de a juca cu Angola, au simțit pe pielea lor și eu cred că este un meci de referință cel de la Olimpiadă și cred eu că dacă se reușește a se elimina câteva greșeli din acel meci, lucrurile stau altfel cu siguranță. Slovenia nu știu echipa absolut deloc, n-am mai văzut-o. Nu a cred terminat că ar pe locul 14, de exemplu, la Europeanul de anul trecut. Da, dar nu cred că ar fi trebuit să ne pună probleme. Spania am jucat cu ele la București, chiar că cu Martin Ambros la cârma echipei, unde a existat o înfrângere și fiecare... Acele două amicale, jocuri, da, exact, acele amicale, unde fiecare echipă a câștigat câte un meci. Să zic așa, de-aia zic, mi s-a părut la fel echilibrat. Sigur, componența echipelor și circumstanțele sunt altele. Vorba de un campionat mondial, fiecare își va dori să câștige și să se claseze cât mai sus, pentru că următoarea fază este acea încrucișare, locul 1A cu 4B și sigur cu cât te clasezi mai sus, consider că ai un meci mai ușor în faza următoare. Un meci cu Franța. Franța în continuare mi se pare una din candidatele la o medalie, așa cum a făcut o ediție de ediție. Așa cum ziceam mai devreme, mi se pare o grupă echilibrată și eu cred că fiecare meci abordat în parte poate să-ți aducă un rezultat bun. Nu ne va fi ușor, clar că nu va fi ușor, dar asta nu înseamnă că nu avem voie să luptăm la acest mondial, că suntem tinere, că suntem... Nu.
foarte bine că suntem tinere și cu atât mai mult că putem câștiga experiență. Ai fi văzut tu vreo grupă mai grea între B, C și D decât a noastră? Nu mai grea, toate mi se pare echilibrate și aici B-ul, Norvegia, Suedia, Cehia, Ungaria, Argentina, Polonia. Am văzut Polonia la noi aici la Trofeul Carpați, Ungaria l-am văzut la fel. Și aici ți-e greu să zici care va fi 2, 3, 1, 2, 3, 4, sigur, toată lumea în Norvegia, dar eu cred că și Suedia are o echipă foarte bună. La fel dincolo, Danemarca, Rusia, Brazilia, Muntenegru, numai aici a fost odată. Japonia, cred că la fel are un plan foarte bine stabilit pentru ceea ce înseamnă Jocurile Olimpice de la Tokyo, la ei acasă. Tunisia nu știu, nu am văzut-o. Aștept să văd la acest turneu Tunisia. După aia Deu, Olanda, Germania, Serbia, Coreea, China, Camerun. Deci sunt destul de echilibrate. Nu știi cam ce ai putea elimina, să zici unde e locul 1, locul 2, locul 3 și locul 4 pentru faza următoare a campionatului. Și mă rog, locurile 5 și 6 vor juca pentru Cupa Președintelui. Sperăm să nu fim acolo. A, nu, și eu, știți cum e, fiecare meci în parte trebuie abordat ca atare. Sunt foarte multe meciuri, nu e ușor să te recuperezi de la un joc la altul. Cu toții știm că sunt jucătoare care au mai avut mici accidentări, umăr, spate, genunchi și așa mai departe. Aici chiar intră bagheta magică a antrenorului de a ști să folosească fiecare jucătoare la maximum atât cât este necesar. Povestim imediat și de antrenorul Martin Ambros, însă aș vrea un pic să vorbim de Trofeul Carpați, care s-a ținut acum la Craiova. Cred că după mulți ani s-a ținut așa la Craiova o competiție ca și Trofeul Carpați. Mi-aduc aminte că de fiecare dată până acum mai la Cluj s-a ținut. Nu, a mai fost. De când a apărut sala la Cluj, sigur, și ți-a oferit un spațiu mai confortabil Clujul, dar a mai fost, cred că în 2013, dacă nu mă știu, 12, da, în fine. În fine, nu, asta era important, da, da. Ce mă interesează. Dar a mai fost pentru că îți oferă și Craiova, îți oferă o infrastructură foarte bună și autoritățile locale de acolo au fost tot timpul foarte deschise și foarte primitoare și e foarte important să găsești oameni care vor să-ți ofere tot ceea ce au pentru a te ridica la înălțimile unui turneu, organizării unui turneu internațional. Da, am jucat așa, cu Polonia, cu Macedonia și cu Brazilia. Așa este. O înfrângere, două victorii. Cea cu Brazilia, la limită. Cum ți s-au părut meciurile? Cum ți s-au părut jucătoarele? Mai ales că e acest schimb de generații despre care se tot vorbește. Nu vreau să mai vorbim numai de schimbul de generații, exact. Că uitându-mă așa și gândindu-mă la componență, totuși sunt niște jucătoare care sunt de ceva timp la echipa națională și putem să începem normal cu Cristina, că până la urmă e liderul echipei. Mă gândeam și la Eliza Buceschi, Alice Ardan Elisei. Sunt câteva fete care au fost la națională și sunt sigur, nu putem să ne raportăm doar la Berbece, pentru că ea este cea mai tânără și pentru ea este primul campionat mondial. Dar avem și pe Aneta Udriștoiu cu experiență. Deci sunt fete care au experiență, nu sunt pentru prima dată la echipa națională de senioare. Cristina Zamfir Florescu acum a jucat excepțional la Europeanul de anul trecut din Suedia. Așadar, n-aș vrea să aruncăm doar că mergem o echipă tânără și doar atât. Eu cred că au valoare și pot face treabă bună, pot face treabă bună. Și raportându-le acest Trofeu Carpați, sigur, a fost un meci cu Polonia, prin prisma rezultatului mai puțin reușit, un prim meci unde cam la scur așa frângere. Da, nu știu, parcă nu s-au regăsit, nu sunt legate relațiile de joc în atac. Nu, nici apărarea nu a fost cine știe ce. Am văzut că Ambrus pe tot parcursul turneului a tot căutat oamenii centrali, cei doi oameni din centrul apărării, centrali, așa se cheamă, și a tot trimis acolo oameni cum a fost. Să nu te poți baza 10 meciuri doar pe Crina Pintea, un singur om. Așadar am văzut acolo și pe Cristina Zamfir pentru prima dată, au fost Gabi Suci. Oricum e specialistă pe cele două posturi de centrali. Drăguț, poate că mi s-a părut așa un plus pentru echipă. Poate Ana Maria
ar fi trebuit să joace mai mult la acest trofeu Carpați, pentru că e nevoie să vezi cât de multe poți baza pe ea. Cristina Laszlo, la fel. Nu contează că a fost o înfrângere cu Polonia, însă m-a surprins plăcut Polonia, nu m-am așteptat. Da, exact. Sincer, a fost un meci echilibrat cu Brazilia, au fost la fel. Și chiar dacă am câștigat cu Brazilia, de exemplu, la fel mi s-au părut că fetele încă nu și-au găsit acele relații de joc care te fac victorios. Au fost câteva mingi apărate de Denisa Dedu în momente cheie, în momente de 1-1, care au făcut să dăm și noi goluri ușoare și așa să câștigăm. Dar asta nu ți se poate întâmpla întotdeauna. Așadar, eu cred că mai e de lucru la relația de joc. Da. Pentru asta că nu pot să mă raportez la meciul cu Macedonia. Macedonia a fost foarte slabă și... Scuză-mă, dar chiar nu pot să spun nimic. Nu te poți compara cu Macedonia atâta timp cât tu ai pretenții să fii în top 6 la un mondial. O echipă care nu a mai fost la un campionat mondial sau european de foarte mult timp. Chiar am auzit o declarație, mi s-a părut așa, ușor directă, să spunem așa, Crinei Pintea imediat după meciul cu Polonia, vis-a-vis de acea diferență mare de goluri, și zicea ceva de genul că în diferența asta mare de goluri se pune mai mult pe seama caracterului și pe apărare. Adică s-a legat oarecum și de faptul că tu, în momentul în care iei atât de multe goluri, parcă nu ai demnitate, parcă nu... Ea a fost corectă cu ceea ce a simțit la momentul ăla. Probabil că a simțit și un pic de frustrare că... Ea-și făcea treaba... Da, exact. S-a așteptat ca România să bată Polonia, da? Polonia care e la acest campionat mondial datorită unui wildcard, nu unei calificări obținute pe teren. Și probabil că cu atât mai mult frustrarea. Și atunci a zis că a ținut de echipă, a ținut de fete, pentru că dacă ar fi luptat mai mult în apărare, cu siguranță jocul ar fi arătat altfel. Și a avut dreptate, pentru că până la urmă, dacă ar fi luptat în apărare, apărarea ar fi ajutat mai mult poarta și probabil că mingile ușoare câștigate în apărare le-ar fi dat șansa să marcheze goluri ușoare și ar fi făcut jocul mult mai ușor și mult mai echilibrat. Așadar, nu s-a întâmplat, numai ele știu motivele, dar poate să fie o învățăminte din acest meci, că până la urmă jocul e făcut din greșeli. Cine greșește mai puțin câștigă. Așadar, ăsta e un reper, îl pot viziona de fiecare dată. Cu această echipă se vor duce și la campionatul mondial și ușor, ușor pot fi analizate greșelile care ușor, ușor trebuie să fie eliminate. De fapt, nu e o tragedie că au pierdut la trofeul Carpați cu Polonia. Nu. Eu cred că dacă toți sunt acolo, să nu se mai repete greșeala așa generației mele, ești acolo și la final îți pare rău, vai, că puteai să faci mai mult. Dacă n-ai făcut, înseamnă că n-ai putut. Sigur, regretul rămâne. Așa și aici. Bun, Narcii, fetele alături de Martin Ambros au făcut ieri așa o conferință de presă în care s-au prezentat, în care și-au zis obiectivele. Iar acolo a fost și colegul meu, Ioan Bratu, care a făcut un interviu în exclusivitate cu Cristina Neagu. Hai să urmărim câteva minute din acel interviu. Cum te simți înaintea unei competiții așa de importante? Bine, mă simt bine, sunt încrezătoare. De fiecare dată îmi face plăcere să particip cu echipa națională la un turneu final. Știm cu toții că România este singura echipă care a participat la toate edițiile campionatelor mondiale și ne mândrim cu acest lucru. Fizic, a fost mai solicitant anul ăsta pentru tine? Eu știu, competiția internă poate mai largă așa, ca și paletă de localități, de transport, de... Da, a fost un pic mai greu pentru că m-am întors în țară de curând, în vară, și nu mai eram obișnuită în ultimii 4 ani să am un program atât de încărcat și așa cum spuneți dumneavoastră, cu plin de deplasări și multe meciuri, însă în general mă simt bine fizic, cu mici probleme, dar nimic serios. Lipsa asta de omogenitate se simte așa de tare? Se simte pentru că avem multe fete care participă pentru prima oară la un turneu final. Și atunci, de exemplu, cu Ana Berbece, e prima oară când mă întâlnesc și trebuie să jucăm. Ne-am antrenat împreună o săptămână și trebuie să jucăm la campionatul mondial. Și mai sunt fete în această situație, poate care m-am antrenat de 2 sau 3 ori, pentru că și așa ne vedem destul de rar în decursul unui an, așa că iese destul de greu. Eu știu doar că avem o echipă
neexperimentată la momentul actual, cu foarte multe debutante. Și este foarte greu când o jucătoare vine pentru prima oară la echipa națională să-i pui în cârcă această presiune, să-i spui mergi să câștigi medalie. Din moment ce noi am reușit să câștigăm doar 3 medalii în ultimii 15 ani, cu jucătoare extrem de valoroase și experimentate pe care echipa României le-a avut în ultimii 15 ani. Este o grupă foarte grea și grupa cu care ne încrucișăm este probabil și mai grea. Vom întâlni un adversar foarte bun în meciul de optime, dar orice se poate întâmpla la un campionat mondial cu un sistem eliminatoriu. Avem noi românii problema asta cu echipele mai mici, le luăm așa un pic de sus. Te-am zis spunând că primul meci e cel mai greu. De ce nu întâlnim, eu știu, Spania sau Franța? Nu cred că. De obicei, cel puțin de când joc eu la echipa națională, niciodată nu am vorbit cu fetele despre un adversar ca și când ar fi mai ușor sau nu trebuie să ne concentrăm prea mult pentru că oricum o să câștigăm sau lucruri de genul acesta. Te gândești cum ar fi o medalie de aur pentru România să... Mă gândesc, e cel mai mare vis al carierei mele. Și pentru asta continui să vin, să joc pentru echipa națională, să cred în continuare în această echipă și cred că o medalie de aur câștigată cu echipa națională m-ar face să mă simt împlinită din punct de vedere sportiv. Da, Narcis, da. Exact ce vorbeam mai devreme, chiar dacă spunem noi că ar fi maxim o calificare în sferturi sau să câștigăm Cupa Președintelui și așa, nu, cu toții visăm. Românii visează la mai mult și asta nu poate să fie decât încântător. Sigur, speranța moare ultima. Și eu am visat ca și Cristina să câștig o medalie de aur cu echipa națională, pentru că și mie mi se pare că ți încununează o carieră de foarte mulți ani, unde te antrenezi și iar te antrenezi și poate că ai câștigi o cupă cu echipa de club, dar parcă nu e suficient și iar mai vrei și te mai bandajezi odată și te mai injectezi odată în genunchi engleză pe unde mai ai o durere și iar o iei de la capăt și din păcate... Poate să iasă sau poate să nu iasă. Uite, avem aici în imagini, în plasmă, de acum 2 ani, imagini de la campionatul mondial. De la mondial. Da. Când am câștigat medaliile de bronz. Da. Wow, da, chiar... a fost și o șansă. Faptul că fetele au jucat bine cu Brazilia și noi eram aici în studio, Gianina, și eu am fost foarte optimistă vis-a-vis de Brazilia. Nu eram atât de optimistă dacă ar fi jucat România-Franța. Dacă îți mai aduci aminte, acolo a fost un meci care, exact, pe care pentru locul întâi în grupa cealaltă cu care noi ne încrucișeam și Brazilia a reușit să marcheze de la centru, mă rog, dacă mi-aduc eu bine aminte filmul, și a câștigat cu un gol și foarte bucuroasă. Și tocmai ziceam aici, zic, de ce o fi bucuroasă? Pentru că noi batem Brazilia. Nu mi s-a părut mi s-a părut mult mai echilibrată Franța, așezată așa pe fiecare post și de fiecare dată noi am jucat mai greu așa cu Franța. Ne-am cam încrâncenat așa. Pe când Brazilia parcă am avut-o mai la îndemână. Cu moralul, cu absolut tot ce înseamnă istoric. Îți propun, Narcis, să vorbim un pic și de Martin Ambros. Martin Ambros, care își dorește și el, cred că așa în sinea lui, o medalie, mai ales că nu are eco națională, are trofee cu, mai ales cu Ghior, câștigătoarea Ligii Campionilor. E cu Ițacu, mi se pare că... Da, echipe de club, da, știi, cu o națională... Așa cum spuneam, nu ești, parcă încă îți mai trebuie ceva, parcă n-ai reușit încă tot, chiar dacă e trofeul suprem Liga Campionilor, să zicem așa, că tot ai amintit mai devreme, Gianina, tot nu e suficient, tot nu e o echipă națională și cu atât mai mult, mă rog, aici el e cu România, dar cred că l-ar fi împlinit mult mai mult cu echipa Spaniei la ea la casă, sunt sigură eu. Da, nu știu, știi cum... Eu îți pot mărturisi așa o trăire a mea din momentul în care am revenit la echipa națională, că am avut o pauză de câțiva ani, când nu am mai venit la echipa națională, jucând atâția ani în străinătate, parcă plăcerea de a asculta imnul și de a-l intona acolo cu fetele împreună, de a ne strânge, de a ne încuraja când sunt altele. Așa e. Ești pentru țara ta, ești naționalist, e altceva. Sigur, acum globalizarea asta nu înseamnă că Martin nu s-ar fi bucurat dacă ar câștiga o medalie cu România. E vorba de CV și de palmares și până la urmă e pe banca României, vrei, nu vrei. Dar nu e chestia aia de naționalism.
Corect. Totul, mi-mi place foarte mult. Am vrut să, îmi place ca antrenor. L-am urmărit și la Ghior. Îi urmăresc time-out-urile foarte mult. Îl urmăresc ca mișcare în teren. Ori de câte ori am ocazia să văd meciurile Ghiorului și chiar ale României, normal, chiar dacă sunt mai puține. Și îmi place modul de abordare. Bun, păi haideți să ascultăm, să vedem ce zice acum înainte de plecare. What are your expectations for the World Championship? Paraguay. This is my expectation. My thinking is just about Paraguay. And after that, we will go. Day by day, game by game, and nothing else. And you also have to believe if I tell you that I know the group that we will meet with them in case that we are in the next round for the eighth final. I know just Norway because Christina told me. I know Hungary because it's Hungary and I live there. And Poland because we play against them and he told me. Our team is very young. How will this influence our performance? I think the youngest is me. In the meaning that not age, of course, in the meaning of international national team matches. I think all of them are, they have much more international matches than me with the national team. And in this meaning, I am not worried about because they are young, most of them are young, but well prepared, very brave. Players and the most important is close to them, beside to them we have experienced player who can help them in this type of championship. So this is an advantage because they are hungry, they are brave and they have quality. Da, l-am ascultat pe Martin Ambros. Ziceai ceva, Narcis, și ziceai ceva da, foarte interesant. Da, m-au luat emoțiile. Chiar uitându-mă la plasmă, am văzut-o pe Iulia Dubanska și, cum să zic, am așa o împlinire și o bucurie sufletească că am reușit împreună cu doamna ministru Elisabeta Lipă. Îi chiar mulțumesc pentru că am convins-o să intre și dosarul Iuliei pentru a lua cetățenia, pentru că ea este ucraineancă, sigur, locuiește de foarte mult în România, dar a avut șansa asta. Dosarul era depus la minister de foarte mult timp, chiar știu că l-a depus domnul Remus Derganescu. Pe vremea aia eram și eu încă în federație, tot am adăugat hârtii, tot, dar nu era suficient absolut tot ce am depus la dosar. Și în momentul în care am ajuns secretar de stat și chiar s-a deschis pista asta pentru a naționaliza niște sportivi în perspectiva Jocurilor Olimpice, i-am spus doamnei ministru, este momentul să intre și ea pentru că e o jucătoare foarte bună, e de perspectivă și chiar m-a întrebat, tu crezi că ajunge la Olimpiadă? Ei, și na. Zic, chiar trebuie la portar și va ajunge. Și dacă nu a ajuns la asta, de la Rio va ajunge cu siguranță la Tokyo pentru că este foarte bună. Este medaliată cu medalia de bronz la campionatele mondiale de tineret, da, la generația 95-96 și este o jucătoare de perspectivă foarte muncitoare. Narcis, am ascultat pe Cristina Neagu, l-am ascultat pe Martin Ambros. Haideți să nu facem diferențe și să vedem ce spun și alte jucătoare vis-a-vis de acest campionat mondial. Pentru mine este prima dată când particip la o astfel de competiție. Este un sentiment foarte plăcut și mă bucur că sunt alături de această echipă. Probabil e o presiune mai mare pe Cristina, dar noi toate vrem să fim alături de ea și să jucăm ca o echipă, pentru că ăsta e handbalul, e un joc de echipă. Este o grupă grea, ne dorim ca la fiecare meci să jucăm cât mai bine și să câștigăm. Să ne luptăm. Fetele sunt ambițioase, suntem ambițioase toate, ne dorim să luptăm pe teren și să ieșim învingătoare. Putem vorbi realist de o medalie, să reușim ce am reușit în urmă cu 2 ani? Dacă am fi să vorbim realist, atunci n-am vorbit la acest aspect, n-am vorbit despre acest aspect. Primul avantaj, am terminat pe 3 la ultimul mondial, pe 5 la europene, suntem considerați toți de specialiști favoriți, un dezavantaj sau un avantaj? De multe ori poate să fie un dezavantaj. Iar acum rămâne de văzut ce vom face la acest mondial. Atunci ne vom da cu părerea la sfârșit. Am observat că toată lumea să o ia om la om pe Cristina, însă noi am muncit la antrenament să abordăm diferit această schemă
echipe adverse. Tu ai cele mai multe medalii la mondiale din lotul României. Da, și mai doresc, dacă se poate. Ar fi să analizez puțin din punct de vedere valoric unde se află România în grupă în momentul de față comparativ cu celelalte echipe. Suntem sus și ca și echipă și ca și cum e atmosfera la noi în echipă. Mă bucur, asta trebuie să susținem până la capăt și cu dorința noastră și cu luptă ajungem acolo unde doriți și voi și noi foarte mult. Da, Narci, am ascultat și fetele, ne luăm la revedere și la propriu și la figurat. Ți doresc și ți dorim mult succes acolo în noua ta calitate de membru în Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal. Bravo ție, felicitări, soții, da, tot așa. Mulțumesc și o să vă împărtășesc la final ceea ce am trăit eu acolo, pentru că eu cred că e frumos să auziți și voi. Și te rog să-mi permis să urez la mulți ani tuturor românilor pentru data de 1 decembrie. Doamne ajută, la mulți ani, să fim sănătoși și pentru că tot vine vorba de 1 decembrie, doamnelor și domnilor, noi ne o să ne revedem la emisiunea Zoom Sport vineri pe 1 decembrie de la ora 19 cu președintele Federației Române de Handbal Alexandru Dedu, dar și cu Cristina Vărzaru. Ne vedem atunci, însă urmăriți în continuare Telecom Sport, pentru că urmează știri cu Ioana Scarlătescu. Sunt Gianina Iacob, zi magică să aveți, pe curând.